În această lecție propunem un test privind grafice de funcții, și anume, dându-se funcția f prin legea f de x egal cu logarit natural din x supra x minus 1, avem relativ la această funcție următoarele 9 cerințe, și anume, primul punct, determinarea domeniului de definiție a acestei funcții. La punctul 2, să determinăm intersecția graficului cu axele de coordonate, apoi asimptotele funcției la punctul 3. La punctul 4, să determinăm domeniul de continuitate, dar și domeniul de derivabilitate al funcției la punctul 5. La punctul 6, cerem să demonstrăm o inegalitate vizând valorile funcției derivate în punctele e și respectiv e la minus 1, adică produsul acesta să demonstrăm că este pozitiv. La punctul 7 să arătăm că derivata este negativă oricare ar fi x din 0 plus infinit mai puțin 1. La punctul 8 să arătăm că funcția f este descrescătoare și în sfârșit la punctul 9 să se găsească toate dreptele ce trec prin origine și a intersecția cu graficul funcției nevidă. Asemenea modului în care am abordat și testul anterior, vom prefera să reprezentăm mai întâi grafic funcția, deci să studiem variația și graficul funcției date prin legea f de x egal cu logarit natural din x supra x minus 1, ca apoi să răspundem la toate cele 9 cerințe. De aceea renunțăm deocamdată la textul acestui test, dar vom readuce în prim plan legea prin care este dată funcția f de x egal cu logarit natural din x supra x minus 1. Începem, deci, cu etapele specifice trasării graficului de funcție. În acest scop, pregătim deja tablou de variație în care vom trece rezultatele etapelor aferente. Și anume, avem pe prima linie x, f derivat de x, vom folosi doar derivata întâi, și funcția f de x, pe ultima linie, variația funcției. Începem cu prima etapă, cu domeniul de definiție. Pentru determinarea domeniului de definiție, domeniul maxim de definiție, bineînțeles, vom pune condițiile corespunzătoare. Mai întâi, având în vedere că avem un logarit la numărător, logarit din x, pentru a exista, punem condiția ca x să fie strict mai mare decât 0. De asemenea, având în vedere că funcția se exprimă ca o fracție, numitorul trebuie să fie diferit de 0. X minus 1 diferit de 0. Din x mai mare decât 0 obținem x aparține lui 0 plus infinit. Și bineînțeles, din x minus 1 diferit de 0 rezultă x diferit de 1. Din aceste două condiții rezultă, desigur, x aparține 0 plus infinit mai puțin mulțimea formată din elementul 1. Așadar, domeniul de definiție este domeniul D, să-l notăm așa, egal cu 0 plus infinit mai puțin mulțimea formată din elementul 1. Trecem acest rezultat în tablou de variație. Iată, x aparține lui 0 plus infinit mai puțin elementul 1. Deci aici funcția nu există și de asemenea nu există nici derivata. Deci punem o bară în dreptul lui 1. Urmează intersecția cu axele, deci punctul 2. Mai întâi intersecția cu axa OX. Pentru aceasta impunem ca Y, adică funcția f de x egal cu 0, și rezultă de aici logarit natural din x
supra x minus 1 egal cu 0. Rezultă în continuare, o fracție este 0 dacă numărătorul este 0, deci logarit natural din x egal cu 0, de unde dintr-o ecuație logaritmică simplă rezultă x egal cu 1. Sesizăm însă faptul că x egal cu 1 nu aparține domeniului de definiție, care este 0 plus infinit fără 1, deci nu aparține domeniului, fapt pentru care tragem concluzia că graficul funcției intersectat cu axa x conduce la mulțimea vidă. Nu avem intersecție cu axa x. Cât privește intersecția cu axa y, aici impunem ca abscisa, deci x, să fie egal cu 0, dar 0 de asemenea nu aparține domeniului de definiție D, fapt pentru care tragem și aici concluzia, graficul funcției intersectat cu axa y este de asemenea egală cu mulțimea vidă. Așadar, nu avem intersecție cu axele. Următoarea etapă, determinarea asimptotelor, deci punctul 3, asimptote, și începem cu asimptotele verticale. Asimptotele verticale, reamintim faptul că se caută în puncte ce nu aparțin domeniului de definiție, dar sunt puncte de acumulare pentru acesta. Astfel de puncte, cu cele două calități, să nu aparțină domeniului, dar să fie puncte de acumulare, sunt punctele 0 și 1 de pe axă. De aceea vom studia mai întâi existența asimptotei verticale în 0. Pentru aceasta vom calcula limită când x coboară către 0, atragem atenția, limită când x urcă către 0, nu avem posibilitatea să o calculăm, ne limitează domeniul de definiție. Deci doar când x coboară către 0, din f de x, adică din logarit natural din x, supra x minus 1, este egal cu logarit natural din 0, supra 0 minus 1, logarit natural din 0, la acest nivel de studiu, deja trebuie să cunoaștem, este minus infinit, supra minus 1, deci este egal cu infinit. Limita nefiind o constantă, deci fiind infinit, rezultă că avem o asimptotă verticală, este x egal cu 0, adică tocmai axa y. Acest rezultat îl trecem și în tablou de variație. Așadar, dacă x coboară către 0, f de x tinde către infinit, așa cum am calculat această limită. Deci este infinit. Vom calcula acum limita în celălalt punct de acumulare, ce nu aparține domeniului, deci în 1. Putem calcula, desigur, limita la stânga și la dreapta, ne permite domeniul de definiție. Preferăm însă să calculăm limită când x tinde către 1 din f de x, deci din logarit natural din x, supra x minus 1. Obținem logarit natural din 1 prin înlocuire, supra 1 minus 1, care conduce la 0, logarit natural din 1 este 0, supra 0, deci avem excepție. Datorită acestui fapt, limita aceasta, pe baza regulii lui L'Hôpital, va fi egală cu, deci pe baza lui L'Hôpital, este egală cu limită, când x tinde către 1, din logarit natural din x derivat supra x minus 1 derivat. Adică este egal mai departe cu limită când x tinde către 1 din 1 supra x
supra x minus 1 derivat este 1. Și de aici, înlocuind, bineînțeles, pe x cu 1, obținem limita 1. Atragem atenția că atât limita la stânga, cât și limita la dreapta sunt egale și este egală cu limita în punctul 1, adică valoarea 1 este valoarea acestei limite. Punem acest lucru în evidență și în tablou de variație, deci la 1, dacă x se apropie de 1 din partea stângă, funcția tinde către 1, iar dacă x se apropie de 1 din partea dreaptă, de asemenea, este 1. Neavând plus sau minus infinit, bineînțeles, concluzia noastră la acest nivel al discuției este că nu avem asimptotă verticală în x egal cu 1. Trecem acum la asimptota orizontală. Aici avem de calculat limită când x tinde către infinit. Atragem atenția la minus infinit. Nu putem calcula limita, suntem limitați de domeniul de definiție. Deci avem de calculat doar limită când x tinde la plus infinit din funcție, deci din logaritm natural din x, supra x minus 1. Aici, având în vedere că la numărător logaritm natural din infinit este infinit, iar x minus 1 tinde către infinit de asemenea, putem aplica și aici L'Hôpital, deci pe baza regulii lui L'Hôpital, obținem limită când x tinde la plus infinit, deci la infinit, din logaritm natural din x derivat, adică 1 supra x, totul supra x minus 1 derivat, adică supra 1, este egal cu 1 supra infinit și este egal cu 0, deci ne-a dat o constantă. Ceea ce ne permite să afirmăm că y egal cu 0, adică axa OX, este o asimptotă orizontală și nu avem în felul acesta asimptote oblice. Trecem și acest rezultat în tablou de variație, deci x dacă tinde la plus infinit, funcția tinde către 0. Cum spuneam, asimptotele oblice, având în vedere că există asimptotă orizontală, nu există asimptote oblice. Și acum vom debarasa tableta pentru a studia derivata la punctul 4, deci derivata funcției. Calculăm mai întâi derivata, f derivat de x este egal cu logaritm natural din x supra x minus 1 totul derivat. Avem de derivat o fracție, va fi egal cu, începem cu numitorul, x minus 1 la pătrat, la numărător avem logaritm natural din x derivat, ori x minus 1 nederivat, deci este 1 supra x ori x minus 1 minus prima nederivată, deci logaritm natural din x, ori x minus 1 derivat, care este 1. Egal în continuare, vom aduce la numitor comun, la numărător, avem numitorul x, la numărător avem x minus 1 minus logaritm natural din x amplificat cu x, obținem x logaritm natural din x, totul supra x minus 1 la pătrat și în sfârșit eliminăm și fracția supraetajată, avem x minus 1 minus x logaritm natural din x, totul supra x pe lângă x minus 1 la pătrat. Acest rezultat îl vom scrie alături de funcție, este un rezultat important, deci f derivat de x este egal cu
x minus 1 minus x logaritm natural din x supra x minus 1 la pătrat. Uitasem aici un x la numitor. Așa. Pentru studiul punctelor critice ale funcției, adică acolo unde se anulează derivata, dar și semnul derivatei, vom aduce din nou în prim plan derivata, f derivat de x egal cu x minus 1 minus x logaritm natural din x supra x pe lângă x minus 1 la pătrat și vom studia în mod special numărătorul acestei expresii. Pentru aceasta vom considera următoarea funcție, funcția g, definită pe 0 plus infinit cu valori în R, dată de legea chiar numărătorul derivatei. Deci g de x egal cu x minus 1 minus x logaritm natural din x. Relativ la această funcție, care exprimă, cum spuneam, o funcție a cărei expresie este tocmai numărătorul derivatei, vom studia punctele în care funcția g se anulează și, de asemenea, semnul acestei funcții. Mai întâi se observă că g de 1 este egal cu 1 minus 1 minus 1 ori logaritm natural din 1, adică este egal cu 0 minus logaritm natural din 1, deci este egal cu 0. Așadar, 1 este o rădăcină a acestei funcții, un punct în care funcția g se anulează, și vom încerca să demonstrăm că x egal cu 1 este singura valoare pentru care g se anulează. Pentru aceasta, bineînțeles, vom încerca să demonstrăm aspecte privind monotonia acestei funcții. Pentru studiul variațional acestei funcții vom folosi chiar și un tabel separat pentru funcția g. Iată, avem x, domeniul de definiție acestei funcții, a funcției g, este 0 plus infinit. Vom avea nevoie și de g derivat de x. Și pe ultima linie, variația și monotonia funcției g, deci g de x. Mai întâi, g derivat de x este egal cu x minus 1 minus x logaritm natural din x, totul derivat, este egal în continuare cu x derivat este 1 minus 0, 1 derivat 0, minus, urmează produsul, x logaritm natural din x derivat, egal mai departe cu 1 minus prima derivată la a doua nederivată este logaritm natural din x plus prima funcție x nederivat x ori logaritm natural din x derivat 1 supra x. Obținem g derivat de x este egal cu 1 minus logaritm natural din x minus, după simplificare, bineînțeles, minus 1. Așadar, rezultă că g derivat de x, iată, este egal cu minus logaritm natural din x. Putem stabili și aici că derivata se anulează pentru x egal cu 1, deci g derivat în punctul 1 este egal cu 0. Iată, în tabelul acesta repartizat funcției g avem 1 ca un punct important. La 1 derivata este 0, dar și funcția, așa cum am amintit la început, g de 1 este egal cu 0. Și acum trecem la stabilirea funcției, semnului funcției derivate. Mai întâi, dacă x aparține, iată, lui 0,1,
adică dacă x este un număr subunitar, atunci rezultă că logaritm natural din x. Cunoștințe despre funcția logaritmică ne spun că dacă avem logaritm natural, adică în bază supraunitară din subunitar, este negativ, ceea ce înseamnă că minus logaritm natural din x este pozitiv, ceea ce implică faptul că g derivat de x, căci g derivat de x este minus logaritm natural din x, iată-l, deci g derivat de x este mai mare decât 0. Deci pentru x aparține lui 0, 1, g derivat de x are valori pozitive. Iar pentru x aparținând lui 1 plus infinit, pentru x aparținând lui 1 plus infinit, deci, rezultă logaritm natural din x este un număr pozitiv, căci avem logaritm în bază supraunitară din număr supraunitar, ceea ce înseamnă că, de data aceasta, minus logaritm natural din x va fi negativ, deci g derivat de x este mai mic decât 0. Completăm aici în tabel valori negative pe acest interval, ceea ce înseamnă că funcția g pe intervalul 0,1 este crescătoare, iar pe intervalul 1 plus infinit este descrescătoare. Acest tabel ne permite să facem aprecierea că maximul lui g de x pentru x aparținând lui 0 plus infinit, maximul acestei funcții este 0, ceea ce înseamnă automat faptul că g de x este mai mic sau egal cu 0, oricare ar fi x aparținând lui 0 plus infinit. Studiind această funcție g, a cărei expresie este tocmai numărătorul derivatei, revenind la studiul semnului derivatei și a rădăcinilor acestora, tragem următoarea concluzie, bazată pe studiul acesta intermediar al funcției g, și anume că numărătorul, adică tocmai expresia funcției g, este, așa cum am studiat în acest tabel al funcției g, de variație pentru funcția g, este întotdeauna o funcție negativă, are valori negative, deci numărătorul este negativ, pe când numitorul, având în vedere că x aparține lui 0 plus infinit, fără 1, este desigur o cantitate mereu pozitivă. Acest studiu ne permite, cu numărător totdeauna negativ pentru x aparținând domeniului și numitor de asemenea întotdeauna pozitiv, ne permite, cum spuneam, să facem specificarea că această fracție, adică derivata, este întotdeauna mai mică decât 0, oricare ar fi x aparținând domeniului. Atragem atenția, domeniul exclude și valoarea 1 pentru x. Deci derivata este întotdeauna negativă, este un rezultat foarte important și de asemenea derivata nu se anulează nicăieri. S-ar fi anulat numărătorul 1, însă 1 nu aparține domeniului de definiție. Este important rezultatul acesta pe care îl trecem în tabloul de variație, anume că derivata întotdeauna este negativă pentru oricare ar fi x din domeniul de definiție. Iată, deci vom trece minus pentru derivată, atât între 0 și 1, cât și între 1 și plus infinit. Suntem în măsură de asemenea să apreciem și monotonia funcției f, datorită semnului derivatei. Derivata fiind peste tot negativă, între 0 și 1 funcția este, iată, descrescătoare, dar de asemenea este descrescătoare și pe 1 plus infinit. Având în vedere că toate datele sunt trecute în tablou de variație, putem trece la trasarea graficului de funcție. Așadar, trecem la punctul 6. Punctul 5 este tabloul de variație. Și punctul 6, graficul funcției.
Iată sistemul de axe x, y. Singurele numere semnificative sunt 0 și 1. Trecem aici 1 pe axa x-ilor, de asemenea pe axa y-ilor. Și acum, conform tuturor rezultatelor care sunt focalizate în acest tablou de variație, vom trece mai întâi domeniul de definiție pe desenul nostru, și anume, iată domeniul de definiție, punem în evidență mai întâi hașurând zona corespunzătoare, minus infinit 0, unde nu apare funcția. De asemenea, în 1 funcția nu există, conform de fapt tabloului de variație, nu? Iată. Punem totuși în evidență punctul de coordonate 1, 1 care nu va aparține graficului funcției, deci punctul acesta nu aparține graficului funcției, totuși îl menționăm, acest punct 1, 1, repet, nu aparține graficului funcției, l-am notat în felul acesta, în mod sugestiv, și acum vom trece, ținând cont și de asimptotele corespunzătoare, vom trasa graficul funcției. Anunțăm faptul că în 0 avem asimptotă verticală la dreapta, deci x egal cu 0 este, iată, asimptota verticală, și de asemenea y egal cu 0 este asimptota orizontală. Trecem efectiv la trasarea graficului de funcție. Conform tabloului de variație, pentru x de la 0 la 1, derivata este negativă, funcția coboară de la asimptota verticală, urmărind asimptota verticală, până la valoarea 1. Așadar, coboară asimptotic funcția până la valoarea 1. Ea continuă scăderea, deci rămâne tot funcție descrescătoare, până la valoarea 0, întrucât aici, fără să ia valoarea 0, bineînțeles, se apropie de asimptota orizontală y egal cu 0. Încercăm și aici să punem acest lucru în evidență. Iată, coboară funcția asimptotic față de axa OX. Acesta este graficul funcției. Am readus în prim plan testul inițial pe care am dorit să îl rezolvăm în această lecție. Să răspundem acum la toate cele 9 întrebări ale testului. Primul punct este determinarea domeniului de definiție. Iată, vom scrie atunci, la 1, dăm răspunsul, domeniul de definiție este 0 plus infinit, mai puțin 1. 2. Determinați intersecția graficului funcției cu axele de coordonate. După cum se vede și cum am calculat de altfel, graficul funcției intersectat cu axa OX este egal cu mulțimea vidă, și tot mulțimea vidă este și graficul funcției intersectat cu axa OY. 3. Să găsim asimptotele funcției. Ele au fost x egal cu 0, asimptotă verticală, și y egal cu 0, axa OX de altfel, asimptota orizontală. 4. Să se determine domeniul de continuitate al funcției. Păi domeniul de continuitate al funcției, după cum arată graficul și tabloul de variație, care notăm cu D indice C, este egal cu domeniul de definiție, 0 plus infinit 1, și este egal și cu domeniul de derivabilitate care ni se cere la punctul 5. Deci atât la 4 cât și la 5 am rezolvat problema. Domeniul este acesta, adică este egal mai departe, să scriem și explicitat, este vorba de 0, 1 reunit cu 1 plus infinit. Adică domeniul de definiție, 0 plus infinit, mai puțin 1. Și acum la 6, să încercăm să demonstrăm această inegalitate. Pentru aceasta readucem în vizor derivata, f derivat de x este egal cu, așa cum am calculat-o la vremea respectivă, este egal cu x minus 1
minus x logarit natural din x supra x minus 1 la pătrat. Am dedus așa cum apare în tabel, cum că derivata este întotdeauna negativă, fapt pentru care atât în cazul valorii derivatei în punctul E, deci f derivat în punctul E, fără să mai trebuiască să calculăm, este o cantitate mai mică decât 0, iată, derivata în tabel apare peste tot negativă, deci chiar dacă este vorba de valoarea E sau E la minus 1, număr subunitar, deci E sau E la minus 1, adică un număr supraunitar sau subunitar, orice punct ar fi fost din domeniul de definiție de altfel, derivata este negativă. Asemenea și derivata în E la minus 1 este de asemenea negativă. Fapt pentru care putem aprecia, fără să mai calculăm, faptul că produsul f derivat în punctul E ori f derivat în punctul E la minus 1 este într-adevăr mai mare decât 0, întrucât ambele valori sunt negative. La punctul 7 aveam de arătat că f derivat de x este mai mic decât 0, oricare ar fi x, din domeniul de definiție, chestiune care este clară din tabloul de variație. De asemenea, la 8, trebuia să arătăm că funcția este descrescătoare. Într-adevăr, funcția este descrescătoare și pe 0, 1, și pe 1 plus infinit, dar și pe ansamblu, deci f, conform graficului și conform tabloului de variație, într-adevăr, f derivat de x este întotdeauna negativ, chiar dacă are un punct de întrerupere graficul funcției, totuși funcția este o funcție descrescătoare. Lăsăm o analiză mai aprofundată deoparte, câtă vreme avem graficul funcției elocvent în sensul ilustrării acestei calități de funcție descrescătoare pe tot domeniul de definiție. Și acum vom trece și la punctul 9. Pentru aceasta din nou vom debarasa tabla în spațiul acesta și vom trece la punctul 9, ultimul punct al acestui test. Trebuie să punem în evidență toate dreptele care trec prin origine și au intersecția cu graficul funcției nevidă. Deci acele drepte care, practic, se intersectează cu graficul pe care tocmai l-am trasat. Mai întâi este vorba de toate dreptele ce trec prin origine. Aceste drepte le vom scrie în forma lor generală, și anume, toate dreptele care trec prin origine sunt drepte de forma y egal cu mx, unde m este panta. În funcție de m avem, bineînțeles, o infinitate de drepte care trec prin origine. Având în vedere că aceste drepte depind de parametru m, deci de panta respectivă, vom nota de indice m, deci depinde de m, toate aceste drepte. De asemenea, atragem atenția asupra faptului că m, adică panta acestei drepte, nu reprezintă altceva decât tangenta unghiului alfa, unde alfa reprezintă la rândul său măsura unghiului format de dreapta D, care depinde de M, bineînțeles, și axa OX. Așa se definește panta unei drepte. Generic, într-un sistem de axe, pe care îl scriem rapid în partea aceasta, aceste drepte pot să arate așa sau așa. În primul caz, avem un unghi ascuțit, ceea ce înseamnă că tangenta de alfa
în cazul acesta este pozitiv, întrucât valoarea tangentei este pozitivă pentru unghiuri în primul cadran, iar în al doilea caz poate arăta așa dreapta și deci unghiul este din cadranul 2, acolo unde tangenta de alfa, în cazul acesta, este negativă. Acum vom pune în evidență pe desen toate dreptele ce trec prin origine, sau câteva dintre ele, care trec prin origine și intersectează graficul funcției, iată câteva dintre ele, sunt o infinitate, acestea sau acestea, toate intersectează graficul funcției într-un punct, toate aceste drepte au înclinația față de axa OX dată de un unghi din cadranul 1, adică tangenta de alfa este pozitiv, deci M va fi pozitiv, și vom răspunde la întrebarea de la punctul 9 în felul următor. Toate dreptele care trec prin origine și intersectează graficul sunt dreptele date de următoarea mulțime, deci mulțimea tuturor dreptelor care le-am notat de M, de ecuație Y egal cu MX, deci trec prin origine, care au proprietatea că M este pozitiv, întrucât înclinația este dată de un unghi din cadranul 1, deci tangenta de alfa este pozitiv. Și mai observăm încă ceva, și acum dacă punem în evidență și drepte care nu intersectează graficul, sunt acestea. Iată, toate aceste drepte au unghiuri de înclinație față de axa OX, unghiuri obtuze, așa cum am arătat aici în micul desen, la care se mai adaugă și axele de coordonate, pentru a nu fi acoperite axele, totuși renunțăm la ele, dar și ele fac parte din acele drepte care nu intersectează graficul. La aceste drepte se mai adaugă și încă o dreaptă specială datorită configurației graficului funcției. Iată această dreaptă, care trece tocmai prin punctul 1, 1, ce nu aparține graficului funcției și pe care l-am pus în evidență atunci când am trasat graficul funcției. Și această dreaptă este una dintre acelea care nu intersectează graficul în niciun punct. Este o dreaptă care are o înclinație de 45 de grade, respectiv pi pe 4, adică acolo unde tangenta este 1. Acest lucru ne determină să apreciem că mulțimea tuturor dreptelor care trec prin origine intersectează graficul, cele cu de culoare violet, sunt singurele care intersectează graficul funcției. Deci Y egal cu MX, cu M mai mare decât 0, înclinația lor este un unghi din cadranul 1. Deci M este mai mare decât 0 și de asemenea M este diferit de 1, întrucât 1 este valoarea tangentei la pi pe 4. Acestea sunt toate dreptele care intersectează graficul funcției cel puțin într-un punct. Am răspuns în felul acesta întrebării de la punctul 9, să se găsească toate dreptele ce trec prin origine, iată-le, acestea violet, și au intersecția cu graficul funcției nevidă.